Un prieten, n-am ieșit încă din zodia sportului, asta fiindcă de ieri, după cum bine știm, la Paris au început Jocurile Olimpice de vară, dar cu ajutorul invitatului nostru, cunoscutul jurnalist sportiv Ionel Stoica, ne vom întoarce în timp. Ne vom întoarce în vremea generației de aur a fotbalului românesc și vom face referiri obligatorii, aș spune, și la turneul final al recentului campionat european de fotbal din Germania. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc de invitație, bine te-am regăsit. Să vă revăd în formă perfectă, sunteți gata să intrați, dacă ar fi cazul, la comentariu în orice moment. Au trecut vremurile când noi eram primii care săream la comentariu, e vremea altora, dar patima, dragostea și pasiunea pentru sport, în general și fotbal în special, nu se pierd niciodată. Dacă au apucat să te pătrundă, pe urmă, greu te mai poți detașa de ele. Important este că, iată, lucrurile așa într-o frumoasă punte peste timp au legătura lor, iar ceea ce ne-a arătat, pentru că și tu amintei de recentul turneu final european din Germania, este cu totul și cu totul deosebit. Adică, cred că principalul câștig, dincolo de performanța pur fotbalistică, este această explozie solară a românului, care a ieșit în fața lumii cum nu a fost văzut el niciodată. Niciodată. Adică este... Sunt de acord. Este ceva de necrezut pentru noi care avem anumită vârstă, am trăit atâtea perioade. Eu mă uitam și nu vreau să cred așa ceva. Haina aia în care eram toți îmbrăcați acolo și imaginea pe care o ofeream. Ceva uluitor, adică frumusețea aia care venea din interior și se exprima în exterior, de la copii, la maturi, la bătrâni, îmbrăcămintea, modul cum arătau, comportamentul care am aflat. Care am cântat imnul. Da, modul cum s-a cântat imnul, sigur că de început, de la jucători, exact. Antrenori, bancă de încă, până la tribune. Este ceva uluitor, adică am revalorizat niște lucruri pe care noi le pierdusem. Patriotism, dragostea de tricolor, dragostea de culori naționale, mândria aia care spune noi, mândria de a fi român, care o tocisem, o folosisem în moduri sau de oameni care nu meritau nici măcar să pomenească acest lucru. E, lucrurile astea mi se pare că sunt cele care ne-au adus un câștig de imagine și de confort interior uluitor, la care nu mă mai așteptam, mărturisesc. Nici eu. Deci nu... Dar rezervele sunt uluitoare. Le-am simțit și puțin înainte, dar n-am crezut că o să aibă amplitudinea și dezvoltarea asta pe care au avut-o cu ocazia acestui turneu european din Germania. Și a celor patru meciuri pe care le-am jucat. Dar mi-am propus să nu terminăm luna iulie fără să avem o discuție cu unul dintre martorii oculari ai cele mai mari performanțe din istoria fotbalului nostru, din întreaga sa istorie, fiindcă Ionel Stoica, după cum bine știți, a fost prezent în America acum exact, deja 30 de ani împliniți, da, și ușor depășiți, da. La alături de generația... Depășiți cu o săptămână, acum când facem înregistrarea. Da. Ca să fim atât de exact. Foarte, foarte exact, așa cum îi stă bine unui comentator profesionist. Și sigur că vom apela și la amintirile lui Ionel Stoica, atât cât își va fi permite, își va fi permis omul să ni le spună, dar... Nu avem niciun fel de restriște, de opreliște, sufletul ne este curat, deschis, adică dacă am fost martor la ceva, am simțit că este de datoria mea să o spun, să o transmit mai departe, pentru că am fost martor, într-adevăr, șansa vieții mele a fost să fiu acolo. Acum 30 de ani, la World Cup Statele Unite ale Americii 1994, și acolo se întâmplă minunea fotbalului românesc din toată istoria lui de 102 ani. E vorba de povestea echipei naționale care a regăsit 102 ani în acest an. Atunci s-a întâmplat. Și dacă am fost martor în interior, am trăit alături de ei, de familia asta, cum se numesc ei, tricoloră, tot ce a fost acolo, aveam datoria morală, așa cum au spus toți, să nu o păstrez mai pentru mine. Așa este. Să o transmit mai departe. Și am realizat un film care s-a difuzat și a constituit și baza filmului realizat acum pentru marile ecrane, filmul făcut de mine atunci cu Costel Tufeanu, dar și o carte care a apărut, a fost lansată chiar pe 17 noiembrie, ziua în care, 17 noiembrie anul trecut, 93, a fost calificarea, 17 noiembrie 2023, exact la 30 de ani a fost lansarea cărții care... Pentru că, mai ales tu așa cu barba asta, arăți ca un bunic sfătos, titlul meu ăsta a fost, exact cum încep poveștile, pasmele, a fost o dată ca niciodată, așa și vă dincolo. E cam așa și pentru noi, a fost o dată ca niciodată. Da, cum e o poveste frumoasă. Ceea ce a fost acolo, nu se va mai putea repeta, cred, niciodată. Deși ne-am dorit,
sămânța aia de speranță există totdeauna în noi, indiferent de realitate. Ne-am inspirat puțin din atmosfera de acum 30 de ani. Era obligatoriu. Am mers iar în piața universității. Era obligatoriu, după, da. Victorile era obligatoriu, de la, da. Din Germania. Sigur, da? Lucrurile de aia spun că au o frumoasă repetibilitate și asta dă extraordinar de bine. Că nu rămân acolo. Noi, cei din generația mea, sunt așa oarecum blamați, acuzați că trăiesc din amintiri. Ei bine, nu. Amintirea este, așa cum a spus și Elia, este temeiul realității, temeiul prezentului și lampionul viitorului. Așa de frumos au spus. Și mai sunt vorba de cine n-are amintiri, nu poate construi și nu poate avea nici viitor. Adică eu așa am văzut lucrurile astea de tezaur, de suflet, de amintire. Ca un model, ca un impuls, ca o resursă, ca un izvor de noi performanțe. Adică mă pleci la ideea, bă, dacă unii de-ai tăi au putut face ce au făcut aia, tu de ce să nu poți? Adică nu trebuie să te complexeze, să te blocheze, ci să-ți dea nebunia asta interioară, zvâcul ăla și dorința aia de a face și tu ceva deosebit. Și chiar de a te întrece cu cei dinaintea ta. În sensul frumos al cuvântului. Și anul ăsta, iată că, în mod simbolic, s-au împlinit 30 de ani, deci un an într-adevăr al sportului acest 2024, uh-huh. Pentru că 100 de ani de la prima medalie olimpică românească, culmea tot Paris, câștigat acum Olimpiada a 33-a la Paris, da, da. Campionatul european de fotbal care a venit în anul ăsta după 8 ani de neparticipare la turnee finale pentru Naționala României, 30 de ani de la ceea ce a fost minunea din America de acum 30 de ani. În primăvară am avut iarăși o aniversare frumoasă. Mi-e și greu să spun câți ani au trecut de la ultimul titlu, cel de-al patrulea campion mondial la handbal al României, oh. Lucru care pare de necrezut pentru cei de astăzi, România, să fie de patru ori campionă mondială la handbal masculin. Între timp am început să-i pierdem și pe cei care au fost cândva pe teren, da, și au făcut parte din echipa aia, din păcate, de da. Aura handbalului nostru. E firet, era 74 și iată suntem în 2024. Ionel Stoica, am să încerc să te supun unui examen destul de dificil și vreau să știu, te-ai trezit în timpul turneului final din Germania că faci comparație între tatăl și fiul în materie de familie Iordănescu, fiindcă tu cu siguranță i-ai luat, și știm asta fiindcă am văzut în film, am citit în carte, interviul lui Puiu Iordănescu, cel care a condus Naționala în 1994. Ce să mai... Realitatea ni l-a pus în față pe fiul lui... Acum, lucrurile circulă pe YouTube. Prima filmare făcută cu Edi Iordănescu, actualul selecționer. Da. Autorul este în fața ta. Da. Aprilie 1982, pentru că este o frumoasă coincidență. Noi ne-am cunoscut, îl cunoșteam pe Iordănescu, fotbalist important la Steaua și la echipa națională în anii aia. Cei care l-au prins nu vor uita foarte toată viața. Asta e vorba de vara anului 78. Când la maternitate, la filantropia, s-au născut printre alții și doi copii. Ioana Raluca, fata mea, și Edvard Iordănescu, băiatul lui Iordănescu. Iar soțiile noastre stăteau în același salon. Ca și era atunci, nu ca acum, cu saloane de ființe, nu știu ce, private. Da, da, da. În același salon la filantropie erau vreo 12, mi se pare. Lăuze, să numesc doamnele, după ce nasc. Și erau și soțiile noastre acolo. Și ne-am dus amândoi, pentru că e diferență de câteva zile doar între fata mea și băiatul lui, cu buchetul de flori la propriile consoarte. Și acolo m-am vorbit cu el, el nu mă cunoștea, eu lucram la redacția emisiunilor pentru tineri la televiziune română în perioada aia, dar s-a format o legătură. Și la început de 82, când avea 3 ani și ceva, Edi, am făcut un reportaj mare cu Iordănescu, între care, pentru că se și purta atunci, am mers să filmăm și acasă, că familia o garanție a succesului și în sport, să arătăm și ce, el a fost de acolo, am filmat la stadionul, am fost și acasă. Și în timpul interviului nostru a apărut și ăsta mic. Mogâldeaț. Da, cu bretonașul lui așa, și cu o mingiucă de cauciuc între picioarele noastre pe acolo. Și a fost sunt primele imagini cu cel care a ajuns acum să aducă atâta bucurie românilor. Deci legăturile clar că se există. Iar ceea ce de unde ai pornit tu, eu văd lucrurile astea într-o simbolistică atât de frumoasă a normalului și a doritului sens al vieții. Pentru că vezi, sunt două lucruri elementare de legătură. Hagi, numele Hagi și Iordănescu. Așa este. Un Hagi în teren, da.
un Iordănescu la conducerea echipei naționale. Pe banca tehnică, da. Exact cum a fost și atunci, în America 94. Și mie mi se pare că lucrurile astea nu sunt deloc întâmplătoare. Nu vreau să forțez, nici mă pricep în numerologie, chestiile astea, așa, nu mă bag, dar mie mi se pare ca simbolistică extraordinar de frumoasă și care dau bine, pentru că sportul e una dintre cele mai frumoase poveste ale vieții. Și când este agrementată cu asemenea elemente, cu atât mai mult ajunge și se lipește de sufletul nostru. Iar aceste nume, chiar asta înseamnă. Frumosul din viață și din sport. Mi-a plăcut foarte mult faptul că părinții, tații celor doi, au fost atenți, au fost precauți în declarații pe durata actualului turneu. Au fost foarte sensibili, că puteau, nu știu, afară am văzut tot felul de modele în care tatăl își face praf băiatul, mai ales când e vorba de un eșec. Ei bine, ei nu știu, au fost extrem de cumpătați. Eu acum nu pot să ascund, cei care mă cunosc știu, am o relație de prietenie deosebită și cu Hagi și cu Iordănescu, cei mari. Mai puțin cu cei tineri, pentru că e altă generație, da. Dar cu cei mari. Și știu că ei și-au crescut copiii ca un model pentru noi toți. Adică într-un echilibru și într-un respect al muncii și al valorii excepțional. Tincul de cârcotele unora și altora. Pentru că au fost. Nu trebuie să fim acum noi plutim pe niște norișori roz. Nu. A fost înjurat foarte tare Edi Iordănescu. A fost acuzat că a fost politic și pe influența lui taicăsu pus la echipa națională și la alte echipe la care a fost. Adică a fost un cortegiu de injurii care i s-au adus. Sau de acuze, mai mult mai puțin directe. Faptul că nu aveau încredere în el. Dar cu atât mai mult este extraordinar că omul ăsta a avut gândirea lui, concepția lui, a crezut în chestia asta. Cei din federație au mers alături, au fost în spatele lui, deși au fost situații în care a putut fi schimbat, pentru că începutul lui de drum acum 2 ani jumătate a fost mai mult decât modest, sub linia de plutire cu echipa națională de fotbal. Și până la urmă, iată că această consecvență, această încăpățânare în sensul bun al cuvântului a lui, a dat roade. Pe principiile lui, pe gândirea lui, a reușit o performanță pe care alții nu au realizat-o. Pentru că eu am spus, am mai intrat puțin în noțiuni mai concrete, eu am făcut și o postare de curând, am luat ultimii 20 de ani, exact, 2004-2024, ce selecționare a condus echipa națională a României. Așa. Și până trei sunt nume extraordinare, început cu tatăl lui Edi, Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă, Cristof Daum, Răzvan Lucescu, Contra, Rădoi, toți care au fost și ce jucători au avut pe mână, cu ce jucători au lucrat, că aici e, de aici devine valoarea și greutatea ce a făcut Edi. Nume extraordinare, începând de la portar, că încă mai a apărat Stela în aceste ultime două decenii, apoi a venit Lobonț, a avut în apărare un Chivu, un Rădoi, Mutu, Adrian Elie, Marica, Viorel Moldovan, Marius Nicolae, Pancu, jucători exponențial pentru istoria fotbalului românesc. Dar n-au reușit ce a reușit Edi Iordănescu cu cel mai nesonor, să nu spun altfel, grup de jucători. Adică ideea lui de joc colectiv, de ordonare, de ordine în exprimarea echipei, de sacrificiu, de dăruire, de completare reciprocă și de chiar de sacrificiu, pentru că nu trebuie să fugim acum de cuvinte, că așa a fost în unele partide, chiar de sacrificiu personal pus în folosul colectivului, au dat roade. Așa este. De-aia spun, comparație uluitoare și nimeni nu poate tăgădui, adică nu e așa că cineva, așa, cum suntem noi, superficial și credem că îi tămâiesc. Nu îi tămâiesc. Eu am scos o realitate din sinteza datelor tehnice și ăsta e adevărul. Nici unul dintre cei nu a făcut ce a făcut el. Și tot asta vorbește despre valoarea acestui om. Este limpede că a scos dintr-un grup care nu era deloc extraordinar, se vede pe unde la ce echipe joacă, totuși eșecurile că l-au avut în drumul lor la echipele de club, modestia acestor, numai ca pe vremuri la ce echipe jucau românii. E bine, el cu ăștia, cu grupul ăsta, a scos maxim. Și asta a fost răsplata, ce spuneam la început în primele cuvinte, nebunia colectivă frumoasă pe care au declanșat-o. Oamenii așteptau de mult. Românul este un mare iubitor de sport și de fotbal în special. Și are această dorință de a ieși în față prin ceva. Și fotbalul a oferit această șansă. Iar pe de altă parte, la fel,
făcând o comparație, eu în 94 eram acolo, dar primeam imagini din România. Așa. Nebunia a fost uriașă atunci. Dar cum arătau săracii românii în 94? Da. Și cum arătau românii de acum? Diferență colosală. Vai, uite așa, mă uit cu milă. Eu la noi, știi cum eram? Cu toți. Și cum ne îmbrăcam, și cum ne manifestam. Și mentalitatea. Eram încă sălbăticiți. Da, da. Iar acum a fost ceva de o frumusețe chiar de model. Și toți pe acolo au apreciat și gesturile care au făcut cu curățenia în vestiar, exact, cu toate alea. Dom'le, totul se adună. Adică totul, mai mult decât orice cuvinte, orice vorbe, au făcut chiar o imagine excepțională neamului ăsta atât de hulit și de... Modul în care ne-am comportat în loc, în spațiile publice, în centrele vechi ale orașelor, indiferent că apoi... Frățietatea, în galeriile adverse, dansau împreună, cântau, se invitau la scenă, totul. Iar Federația Română de Fotbal, la momentul actual, are un marketing excepțional. Cum n-a avut niciodată un for fotbalist, nu mai zic, din alte domenii. Adică haina, despre ceea ce spuneam eu că a fost crezul meu în viață, haina pe lângă un eveniment este excepțional la momentul actual. Tot ce au făcut ei a fost de nota 10. I-am și felicitat personal. Cum ai primit informația pe care tot Edi Iordănescu a născut-o când a numit această generație generația de suflet? Eu când am auzit prima dată declarația asta, am zis, ce l-o fi determinat pe omul ăsta să-i boteze așa? Cum ai văzut? Nu, eu acum pornesc la un lucru. Eu am o vârstă. Noi copiii, înainte, toate vacanțele făceam la bunici, la țară. Ei, și la țară era o formulare, pentru că de aici trebuie pornit. Nu mi se pare cea mai fericită exprimare, cea mai fericită etichetă care să rămână peste timp, generația de suflet. Pentru că de suflet la țară erau cei care nu aveau familie și erau luați de familie mai înstărite, să fie crescuți. Spunea zic că l-au luat de suflet. Ori nu puteau, erau familii care își dau copii, erau atât de nevoiașe, atât de precară viața lor, de grea, de insuportabilă, încât preferau să își rupă de la suflet. Făceau copii mai mult și de un copil dau de suflet la unii mai pricopsiți din sat, poate ea nu puteau face copii sau aveau posibilități materiale. Și cam asta era noțiunea de suflet, să fii de suflet. Și am avut așa o tresărire când am auzit că a spus Edi, a lansat chestia asta, numiți-i, vă rog, generația de suflet. El poate, sigur că dorința lui era cu alta, că arată ca un suflet mare. Ăsta este, poate, gândul lui. Că ce au făcut datorită sufletului oamenii ăștia, nu neapărat datorită valorii sau condițiilor, nu, sufletului. Și ăsta e un adevăr. Dar una e una și alta e alta. Poate că ar trebui să mai căutăm, dacă ținem neapărat să punem etichete, și asta parcă e așa, ne cam grăbim și cu chestia asta să punem imediat etichete, de-a lungul anilor au fost mereu, de la Hagi încoace, nu știu câți alți Hagi, de la Dobrin, au fost câți nou Dobrin, alt Dobrin, nu știu, de la ăștia renume, Bala și nu știu ăștia cu renume din fotbal românesc, au adus mereu corespondenți, noi gazetari ne și grăbeam dorința noastră de a avea din nou asemenea valori, să le dăm acest nume. Poate că e o grabă a noastră. Iar în privința acestei generații, sigur, acum important este că ea să confirme. Pentru că acum, fiind realizând o generație, înseamnă să ai o durată în timp. Ai o generație. Nu să ai un moment. Că dacă rămânem la momentul, nu prea mai e generație. Da. Nu? Și acum așteptările noastre vor fi altele? Sigur, pe asta este. Ei ridică ștacheta. Da? Ei ridică ștacheta și ei trebuie să mențină acolo. Adică e lupta lor cu ei, în primul rând, pentru sufletul nostru și pentru... Și pentru sufletul lor. Bucuria noastră și pentru ei, bineînțeles, sunt primii lor beneficiari. Sigur. Ai reușitelor. Ei sunt primii. Noi suntem pe urmă, pe lângă. Și ei sunt beneficiari și material și în toate punctele de vedere. Pentru că acum tot așa, tot timpul facem aceste paralele. Mi-aduc aminte, lotul 94 era numai de 22 de oameni. Acum a fost 26. Ei bine, după campionatul la mondial din 94, din cei 22, 18 s-au transferat. Adică, într-adevăr, un turneu final, mai ales mondial, dar și european, este o vitrină. Absolut. În care te așezi, te expui și te vinzi. Poate e dur cum, dar asta este. Nu, asta e realitatea. Adică au fost transferuri bombă, dar și alte transferuri care poate nu au fost atât de mult medializate, dar foarte importante, care s-au realizat după acel campionat mondial. Că deja era un pedigree, când ai fost în lotul României, la România, care are locul 5 la campionatul mondial, ai fost, chiar dacă n-ai jucat foarte mult acolo.
Da, ai atins faza sfertului de finală. Da, ai fost acolo și ai făcut parte din grupul ăla. Deci de-aia trebuie să fie conștienți ce important este un turneu final. Și mai ales că, vezi, iar ne întoarce la simbolistică. Atunci România a obținut cea mai mare performanță mondială în țara numărul 1 a lumii. Acum au obținut performanță în țara numărul 1 a Europei. Da. Germania. Nu sunt lucruri întâmplătoare. Astea dau o anumită greutate performanței sportive. Iar peste 2 ani, Cupa Mondială se întoarce în America. Se întoarce, da. Eu bine, chiar și în cartea mea spuneam, hai să visăm. Că România se întoarce în America și face mai mult decât a făcut atunci. Să vedem ce grup o să avem în primul rând. Da, sunt o grămadă de condiționări, dar exact, deocată da. Suntem în dar faza... Dar ar fi frumos ca să visăm pe durată, da. Măcar la următorilor 2 ani... Să te întorci iarăși cu Iordănescu. Fiindcă povestirile astea... Cu Hagi, exact. Cu Hagi în teren. Exact. Adică chiar că viața noastră ar fi o poveste. Fiindcă dacă vor fi cei doi, Iordănescu, Edi și Hagi... Ianis, da. Cu siguranță și părinții lor vor fi în preajma lor. Păi, n-au cum să nu fie. Nu, așa că... și apropo, să ne întoarcem... Zic, poate apropo de asta, ca să încheiem subiectul ăsta, părerea mea personală, poate nu e cea mai așa, dar ar fi bine să ne mai gândim la termenul ăsta prin care să-i delimităm, să-i așezăm în cronica timpului. Vom vedea să vedem cum îi vom așeza da. În cartea de istorie. Ca să... Apropo și de denumirea celor din 94, cu nucleu, cu punctul de referință 94, dar i-au mai făcut acolo, pentru că aia chiar că a fost o generație. Adică, mie îmi place, îmi plac vorbele frumoase, dar întotdeauna mi-e întemeiez pe cifre, pe date, pe clasamente, pe ierarhii, pentru că sportul, problema asta înseamnă. Dincolo de vorbe, pleci de la niște fapte. Iar, la fel, istoria, statistica ne arată clar. România, deci, primul meci al echipei naționale a fost în 1922, este în 2024, 102 ani. A avut 752 de meciuri în toți acești ani. Ei bine, n-ar rost acum să aglomerăm cu cifre, că nici nu mai le rețin, dar le-am scris și le-am și făcut o postare cu ele. Deceniul ăla în care s-au obținut 5 calificări este colosal din punct de vedere al performanței. Da. Numai anul 94 a însemnat 19 meciuri ale echipei naționale. Ceva de necrezut. 19 meciuri într-un an pentru echipa națională. Numai două înfrângeri. Numai două înfrângeri în 19. Da, ce jucători aveam. Că acum... Păi de-aia spune, chiar că au fost... Deci au avut o extindere în timp de cel puțin 10 ani, deși și termenește, că a născut acum meciul ăla care a fost al lor de adio colectiv, da. Că îi mai apar așa, adio colectiv, că nu se mai poate niciodată, vârsta nu le mai permite. Au spus clar că, dom'le, au fost destule polemici, că nu poți să pui o barieră, dom'le, de aici începe este o generație. Mm-hmm. Sunt interferențe și de început și de sfârșit. Și e un subiect delicat. Eu de aceea să punem, să, i-am îndemnat că am colaborat și la filmul care s-a făcut, să ne axăm pe 94, care e momentul de vârf al fotbalului românesc. Că dacă dai așa atât de larg, te duci spre 86, mai treci și mai încolo și aia, normal că o să apară nedreptățiți. Pe corect. Voi, pe mine, de ce nu mă considerați? Ce drept aveți voi să spuneți că ăla e generația așa la nu? Da, apar și discuții de genul. Sigur că, dar pentru acea perioadă, pentru acei oameni, eu zic că e total îndreptățită, pentru că mulți acum, cum înseamnă noi cărcotași, n-au câștigat niciun aur. Oameni buni. Vă dau două exemple care există și în lume. Ungaria anilor 50 n-a câștigat aurul. Dar acea națională este generația de aur, aia cu Pușcaș, cu aia vestiți. Tu orice maghiar, dacă îl întrebi... E generația de aur de la fotbalul maghiar. Bulgaria anilor 90, care ca și noi a făcut chiar un pas peste noi, da, Bulgaria, aia e generația lor de aur, n-a câștigat aurul. Deci nu trebuie să fim atât de absurzi, atât de catolici, mai catolici decât papa, cum se spune într-un termen ăsta al peluzei. Că de ce să-i numim? Îi numim pentru că ei au adus cele mai mari performanțe, asta este, raportate la nivelul nostru. Mă, sigur că pentru Argentina, Brazilia, Germania, Italia, nu știu care, Franța, Spania, un loc 5 la un campionat mondial, e o bagatelă. E o bagatelă pentru ei. Bă, dar pentru noi. E maximum. Și atunci de ce să ne batem noi joc de propria noastră performanță? Pentru că, vezi, noi mai avem o părerea mea așa, și că îmi permit și eu la vârsta mea și că am trăit atâtea, mai avem avem o trăsătură prin care păcătuim. Mă avem nebunia asta de a îl elimina pe unul prin altul.
facem treaba asta și cu indivizii și cu performanțele colective și cu realizările. Că aia e mai mare decât aia. Nu! Toate sunt ale noastre și cu toate trebuie să ne mândrim și cu toți trebuie să ne mândrim, să ne bucurăm și să-i așezăm pe fiecare la locul lui. Pentru că adevărul ăsta este. Eu mi-aduc aminte, am de zile, lumea știind că am avut o relație excepțională cu Gicu Dobrin, măsul odinească. Aveam o relație foarte bună cu Hagi. Bă, n-ai unul. Ia spune-mi, care e mai mare dome? Dobrin sau Hagi? Tot întrebarea asta. Și mergea pe balaci. Întrebarea e ușoară de pus. Da, nu-i normal ca noi să răspundem la ea. Pentru că, sigur, în sufletul fiecăruia e o ierarhie de simpatii, de club, de nu știu ce de aia. Dar noi care suntem obligați oarecum să ne raportăm la niște lucruri reale, n-avem cum să comparăm. Pentru că una a fost condiția social, politică, economică în vremea lui Dobrin și alta lui Hagi. Da. Și atunci, palmaresul lui Hagi se dinde pe 10-20 de pagini, al lui Dobrin pe o pagină în fotbal. Știu că Dobrin a avut ceva mult mai mult. A avut iubirea publicului, care nu va mai avea niciun fotbalist. Asta e până mai niciodată în istoria României. Aia a fost marea lui realizare. Dar dacă e așa pe criterii, n-ai cum să-i compari și nu e normal să-i compari. Pentru că unul a trăit în niște ani cu un context, din toate punctele de vedere, anume și altul în alți ani. Și atunci nu e drept să facem chestia asta. Treaba noastră, noi în sufletul nostru, că apreciem că X e mai mare sau mai frumos, mai deștept la decât ala. Dar noi cei care avem oarecum așa știi o apariție publică, nu avem voie să facem, să întreținem aceste false ierarhii și false polemici. Noi trebuie să ne bucurăm că nu, și vezi asta, noi nu mai în sport. Și în cultură, că și tu faci emisiuni toate noi, și ai văzut câtă răutate, câtă noi ne înjurăm propriile noastre valori, le desconsiderăm, le găsim nu știu că au avut mătreață, și că de-aia, nu știu, că chestia, că nu cunosc ce a scris sau ce a lăsat în urmă. Dacă ne amintim și ne amintim bine, interviurile pe care le-ai făcut în urmă cu 30 de ani pe, în Statele Unite, mereu erai atent și asta mi-a plăcut mult atunci. Și îmi plac și acum, fiindcă îi revedem pe acei oameni pe care noi îi numim generația de aur, în ipostaze în care nu o să-i mai vedem niciodată, în primul rând tineri, parcă mult mai deschiși, chiar dacă anii au trecut acum, nu știu, odată cu anii vin și tot felul de prejudecă și așa mai departe. Dar ce mi-a plăcut foarte mult a fost că a fost și prima dată când aveam un reporter care se ducea, domnule, și îi întreba cam tot ce, cred că ți-a trecut prin cap atunci. Da, ceea ce îți doreai tu să afli, știi, ca să vreau să afli și eu. Exact. Încă ai fost cu ei acolo, da, în hotel, pe lângă am avut o șansă publice. Noi, deci, am transmis televiziunea română, pentru că ea era atunci singura, a apărut și alta, n-a avut încă forța care o au acum, prin și marile competiții transmise la televiziunea română și atunci s-a făcut un agreement între TVR și Federație ca să iau o echipă de filmare, ca să fie pe lângă echipă, să dăm corespondență, nu știu. Și eu, având o relație... Iată-mă, acum la turneul final din Germania, m-aș fi așteptat să avem ceva de genul ăsta, n-am avut. Am închis paranteză. Nu au fost cei care au fost acolo. Nu comentăm. N-au făcut treabă rea. Ți-o spun ca om de meserie. Dar n-au fost. Să știi că a pătrunde intimitatea unui vestiar e un lucru extrem de greu. Așa este. E foarte greu. Gândește-te la un lucru. Trebuie să le câștigi la tine în familie. Bă, vine cineva. Și zic, băi, că dar nu mai pleacă ăsta odată. Păi cam așa am fost eu acolo. Aia, apropo de asta, încă un lucru care dă greutate în momentul ăla. Este cea mai îndelungă, cea mai îndelungată deplasare și ședere în străinătatea unui loc sportiv în istoria României. 44 de zile. E ceva de necrezut. De la plecarea din București până la întoarcere. Este uluitor. Mai mult decât o olimpiadă. Să stai, sigur, păi olimpiada și are 2 săptămâni, nu e normal. Și la olimpiadă se duc și vin. Da, da. Dar ăștia s-au dus acolo cu 2 săptămâni înainte, pentru pregătirea lor specială, și au plecat după ultimul meci, la 2 zile. Deci să stai în condițiile de stres, și în America sunt niște condiții speciale, căldură, diferențe de 7-8 ore de fus orar, climă, umiditate, diferențe uriașe între dimineață și după amiază și seară, orele la care s-a jucat, tot a fost aiurea acolo. E bine, și cu Iordănescu, care era în vârful nebuniei lui atunci, care i-a omorât cu pregătirea, să suporți 44 de zile. Bă, și, da, mă gândesc acum... Ce staff tehnic avea România, bă, chiar că era perioada romanică pe Alexandru. Mă, deci era un antrenor principal și încă 2 secunzi, mă, și un medic, mă. 4 persoane, fratele meu.
Și apropo de ce se întâmplă la ora actuală, mă uitam, a plecat Klopp de la Liverpool și a făcut o poză cu angajații clubului. E o poză uluitoare, lumea să o caute, să o vadă. Sunt câteva sute la un club de fotbal. Câteva sute. E o industrie colosală la ora actuală, fotbalul. Iar noi am obținut performanța numai cu fotbaliști români, numai cu fotbaliști crescuți aici. Nu era moda naturalizărilor care a luat amploare pe urmă uluitoare în lume, cu antrenori români și numai cu un staff de câteva persoane acolo. Și mi-a plăcut, pe lângă naturalețe, mi-a plăcut și modul în care... Și apropo, deci eu am fost agreat de ei. Eram prieten deja cu Hagi, de când venise de 11 ani eram prieten la momentul ăla. Prieten bun cu Mircea Sandu, președinte Federației, cu Iordănescu, care am povestit momentul de început. Deci oamenii ăștia... Dar și cu Ilie Dumitrescu, cu Dan Petrescu. Cu Ilie Dumitrescu. Nu mai vezi un interviu cu Dan Petrescu, cum ți l-a dat ție pe holul hotelului cât e hău, la cât e de supărat acum. Da, cu toată lumea, deci... Am învățat un lucru, direct și indirect, de la Cristian Sopăsu, la Tudor Vornicu, onestitatea în relația cu oamenii ăștia. Adică să nu speculezi că dacă ești în apropierea lor, afli niște chestii și imediat să-ți faci tu renume și faimă dându-le mai departe, ci să le ții pentru tine, să iei esențialul și să te simtă că le ești apropiat prieten. Adică unele lucruri nu transpir. Sigur că da, sigur că da. Așa vrei să-ți faci faimă, imediat dai o chestie de aia, ori în presa scrisă, ori în presa audio-video și bă, ce-a dat ăla, ce duma, da, ce nu știu ce află. Bă, nu, n-am dorit așa ceva. Și atunci ei m-au acceptat. Și apropo de această acceptare, mi-aduc aminte că în primele zile acolo mă încercam să fiu cu orice de folos. Cu orice. Alergam ca un iepure după micile șutate de în spatele porții. Le luam, erau căldură infernală, le luam tricourile ude, le deam tricouri așa, le duceam apă, le duceam gheață, ajutam să punem materiale pe teren, să le duceam la mașină. Adică încercam să fac dincolo de pentru ce eram eu acolo, să mă simtă că sunt în familia lor și că trec și-o până toate lor. Mă durea surul, îi vedeam când aveau sânge în bocanci, când făreau câte o pauză, erau căldură 40 ceva de grade și ăsta e omora. Și era moda aia, că nu începuseră ghetele astea colorate care ajută, atunci erau mai ghete negre, care atrăgeau căldura, adică să amănunte poate. Înțelegi? Dar care au contat foarte mult. Sigur că da. Ei, și încercam și să fiu de folos cu orice. Dincolo că îl alimentam pe Iordănescu, îi aduceam pentru documentare, îmi cerea asta orice de la centru de presă și îi aduceam stive de materiale și casete, cu Tufanul, ajutam pe Tufanul să-i facă montajele operatorului, că și operatorul lui și operatorul pentru mine, dar orice chestii fi, nu mă consideram că îmi cade rangul sau că am altă vârstă. Încercam să fiu, să mă simtă și m-au simțit, ca dovadă că m-au agreat, steam în autocar cu ei, n-aveam voie în vestiar, acolo erau alte legi. Dar eram în autocar cu ei, la plecare, la întoarcere, în avion, când ne deplasam într-un oraș și altul. Am dormit, am trăit, am suferit, m-am bucurat alături de ei 44 de zile. Este povestea cea mai frumoasă a vieții mele și le sunt recunoscător și pentru asta toată viața. Pentru cei care vor să afle mai multe amănunte, îi sfătuiesc să-i citească cartea lui Ionel Stoic, a fost luată ca niciodată. În America, da? În America. E o parafrazare după filmul celebru din 84 cu Al Pacino, Once Upon a Time in America. Într-un fel și eu n-am forțat lucrurile, dar e o apropiere, că așa acolo a fost o gașcă de puști care și-a propus să izbutească nu știu ce. Aici la noi era și noi o gașcă, nu știa nimeni când ne-am dus acolo. Doar nebunia aia colectivă să faci ceva deosebit. Și tot în America, și tot, exact la 10 ani, a fost 84 filmul Sergio Leone, 94 povestea noastră. Și apropo de simbolistică, uite, mai răscolit cu o treabă și cu olimpiade. Păi unde a fost cea mai prolifică olimpiadă a României în toate timpurile? Los Angeles, 1984, da. Când am luat 50 și ceva de medalii. Locul 2 pe națiune. Da, la medalii de aur. Da. 3 la punctaj general. Da. E ceva de necrezut. Adică chiar că n-ai cum să nu spui că Los Angeles ai pământ românesc. Mulțumesc, Ionel Stoica, din păcate timpul a fugit, dar dacă timpul o să ne mai permită și pe mai avea plăcere oricând îți deschidem ușa să mai stăm de vorbă, mai ales la povestirile pe care le-ai trăit. Da, este clar că fotbalul, sportul în general, este viață. Cu toate ale ei. Și cu bune și cu mai puțin bune, dar este important să putem învăța din ele.
Iar când momente ca acestea, cum a fost Euro 2024, America 94, vin și intră în biografia noastră colectivă, chiar că ne fac să fim poate mai frumoși decât suntem de obicei. Mulțumesc și mă mulțumesc și vouă, să ne bucurăm de sport și de viață, oameni buni.